Un fotograf bucureștean a fost jefuit în centrul Parisului de aparatura foto de peste 10.000 de euro. Bărbatul filma o campanie în Paris, iar într-un moment de neatenție, hoții au furat echipamentele. După incident, fotograful a încercat să anunțe autoritățile franceze, însă nimeni nu l-a luat în seamă. Astfel a ajuns acasă și lipsit de speranță că își va mai putea recupera bunurile, bărbatul și-a găsit aparatura pe un site din România la preț de nimic. Bărbatul a anunțat poliția și oamenii legii au refăcut traseul hoțului din Paris. Astfel, polițiștii l-au identificat pe făptaș, iar prejudiciul a fost recuperat.